Având în vedere evoluția gripei aviare în Ungaria, țara noastră a luat măsurile necesare chiar de la începutul apariției primelor cazuri în țara vecină pentru a preveni îmbolnăvirea în aripatelor. Deocamdată la noi nu s-au semnalat cazuri de gripă aviară, însă autoritățile continuă controlele tematice pe acest segment, iar vizate sunt transporturile de ouă și de pui. Urmărim prin controle tematice, împreună cu jandarmeria și cu poliția, urmărim toate transporturile de ouă, transportul de incubație de pui de o zi și de pui zburați, prin aceste controle tematice de care v-am vorbit și în baza protocolului pe care îl avem cu Ministerul, cu unitățile Ministerului de Interne, eu zic că reușim să ne facem prezenți și cunoscuți. În Maramureș, în momentul de față, sunt sub 30 de ferme de pui, iar numărul acestora nu dă semne că va crește pe viitor. Unul dintre principalele motive pentru care creșterea păsărilor în județul nostru nu ia amploare o reprezintă costurile ridicate pe acest segment, în condițiile în care tarifele la furaje au crescut. 24 de ferme avem în acest moment de creșterea păsărilor, care implică găini otoare și pui. Numărul crescător de păsări, să știți că a rămas constant, nu ne așteptăm neapărat la o creștere exponențială, având în vedere evoluția din punct de vedere economic al acestui domeniu, pentru că furajele sunt mai scumpe. Referitor la pesta porcină africană, deocamdată la nivelul Maramureșului mai sunt focare în cazul porcilor mistreți în mediul silvatic, iar porcii domestici nu sunt afectați. De la începutul primelor cazuri în 2017, în județul nostru s-au raportat până acum 224 de cazuri de pestă porcină africană.